Bă, ce facem bă aici în deșert? Ce autobuz așteptăm, mă? Frate Mihai, ești pregătit să mergem în aventură în deșert? Bă, de cât timp așteptam chestiile astea? Uite, câte autobuze trec aici, 023, 185, 587. Am așteptat de mult timp excursia asta, bă. Bă, ce sens are, bă? Ce te căută, bă? Ce excursie facem noi în deșert cu autobuzul? Nu e nimeni aici. Da, dar mai departe o să fie o groază de chestii super, super faine pe care să le vedem. Uite, 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 fii atent. Vine autobuzul, uite, vezi, fix acolo. Uite-l că se apropie în stație. Dă-te la o parte ca să ne urcăm în el. Bă, ce Dumnezeu e cu autobuzul ăsta, bă? Domnule, ce... opriți-vă aici, vă rog. Aaaa! Wow! Domnule, autobuz, stați, opriți-vă. Doamne, ce s-a întâmplat aici în stația asta? Cred că așa... Bă, ce-i cu autobuzul ăsta, băi, jumătate de autobuz, uite-te cum arată. Stai așa să văd ce se întâmplă aici. Cred că așa e în deșert, că n-au bani de tot autobuzul. Uite-te la el cum arată. E foarte frumos. Bă, n-are bă niciun sens, bă. Bă, e cea mai stupidă mașină pe care o poți observa. Domnilor, haideți mai repede că altfel plecăm. Acum mă urc, domnule șofer, stați așa, mă scuzați. De să mă urc, o să cad de aici, domnule șofer. Gata, m-am urcat, domnule asigurare. Șofer, sunt aici înăuntru cu dumneavoastră. Hai, bă, și tu odată că pleacă ăsta fără noi. De să mă urc, bă, că n-am loc pe scaunele astea. Trebuie să deschid ușa. Urcă-te odată, băi copile, vezi că plecăm. Pe cine faci, bă, plecăm. Tu copil? Vezi că, bă, plecăm, bă, dacă nu te urci. Te urcat? Hai că m-am urcat. Mergem în aventură în deșert. Mergem în aventură în deșert. Bă, uite-te și tu ce bine mergem. Și cred că are aripi ca să se miște mai repede. Ce se... Bă, n-are absolut niciun sens, bă, să aibă aripi să se miște mai repede. Bă, o să cădem. Unde o să cădem? Tu nu vezi că mergem, mergem în linie dreaptă. Unde crezi tu că cădem? Domnule șofer! Ce faceți, domnule șofer? Aoleu, mă scuzați, avem turbulențe. Ce turbulențe? Trebuia să mergem pe drum. Ce se întâmplă aici, domnule șofer? Ce se întâmplă, doamne? Ajutor! Doamne, ferească sfânt, dar măcar zburăm. Mă rog, opriți-vă! Pentru mult timp. Domnule, domnule șofer, dar ce ați făcut? Ce se întâmplă aici? De aici, domnule șofer! Până, nu-l împușca, stai. Aoleu, oasele mele! Vedeți? Vedeți că eu eram singurul om care vă putea scăpa de... Îl calci pe cap. De hoții! De hoții deșertului! Ce hoții deșertului? Ce? Bă, l-ai omorât pe domnul șofer, bă, cum o să vină hoții deșertului după noi? Bă, mai bine doi decât trei. Ce ne facem, frate? Uite, poate putem să construim la loc autobuzul sau ceva. Oh, nu! Sunt acolo, sunt acolo, hoții deșertului! Aaaa. Bă, sunt și în cealaltă parte, uite-i! Trebuie să fugim, frate, stai! Domnule! Ei, că tragi degeaba, uite că trag și eu și nu merge. Domnule șofer. Pe moarte, e pe moarte și din cauza ta. Din cauza mea pe moarte, nu? Stai că rezolvăm. O să fiți blocați aici pe viață pentru că n-ați vrut să vă conduc eu cu mașina. Nu, nu pe viață. Let's go! Scoți și mie un card din ăsta dacă vrei să plecăm sau cum vrei să mergem. Mamă, avei chestiile astea în buzunar? Da. Din buzunarul meu, le țin pentru a mă distra de obicei, da? Am zis că îți dau și ție unul. Mamă, hai repede. Fugi. Să fugim! Dai! Fugim de hoții deșerturilor! Yes! Dai. Hoții deșerturilor, nu o să ne prindeți niciodată! Mamă, dar ce bine merge! M-am blocat și eu. Nu! Nu vin hoții deșerturilor și ajută-mă! Cum să te ajut că și eu sunt blocat? Abinge-mă! Sunt mai la vale decât tine. Vin! Încerc să sar. A prins viteză. Ajută-mă, scapă-mă de aici. Hai, da, sunt mai la vale decât tine. Cum să te ajut? Bă, ce faci? Wow! Hai, ne vedem jos. Vin și eu, gata. Am reușit să mă scap de acolo. M-am blocat din nou. Bă, nu cred că merge. Nu, ce se întâmplă? Bă, se apropie din ce în ce mai tare hoții deșerturilor și sunt din ce în ce mai mulți. Cine ar fi știut că sunt așa mulți hoți în deșert? Am eu o idee cum să scăpăm de ei, frate. Am viul militar, trebuie să te urci acolo sus să tragi în ei. Haide repede. Ce să mă urma unde? Acolo? Da, urcă-te că îi călcăm peste ei, peste toți. Dă-i peste toți hoții. Uite cum i-am călcat. Bă, wow. Mamă, că îi călcăm pe toți hoții. Bă, asta s-a întâmplat în mașină. Ce s-a întâmplat? Am pierdut controlul mașinii. Bă, noroc că e blindată, frate, stai liniștit, nu-ți face griji. Cu ce e blindată, bă? Că uite că se destramă. E blindată anti-glonț. Deci bă, se destramă, se face nu se decapotabilă. Nu se destramă, ți se pare. E decapotabilă. Nu e. Uite, gata că ne-am reparat acum, vezi? Gata, dar nu reușesc să prind. Bă, nu mi se pare că ne-am reparat. Gata!
nu reușesc să o stabilizez. Ne învârtim de 5 minute în continuu, ne învârtim. Pentru că e blindată mașina. Gata, am oprit-o, am reușit. Doamne, doamne, că era să o pățim. Gata. Poate vântul răcesc, că mă atrage curentul în mașina asta, că sunt prea multe găuri în ea. Taci, frate, taci, că e singura mașină cu care putem să scăpăm din situația asta atât de abruptă. Hoții deșerturilor vor să ne prindă, sunt pe urmele noastre, am făcut inamici acum că i-am călcat. Trebuie să mergem să găsim măcar pe cineva să ne ajute. O secție de poliție trebuie să fie în deșertul ăsta, nu? Ce? Da, bă, așa e. Că secțiile de poliție sunt așa, peste tot. Păi cineva trebuie să locuiască și în deșertul ăsta. Haide, încerc să... Uleu, încerc să ne urcăm la loc, dar văd că nu reușesc, nu reușesc. Nu-i nimic, că imediat nu mai avem nici roțile, dar e ok, bă, că ea e blindat, Humvee-ul ăsta, e blindat cu ce? Cu lacrimile mele. E blindat, stai liniștit, nu-ți face griji. Ne învârtim! Situația este complet sub control, doamnelor și domnilor. Nu pare că ne învârtim! Vă rog frumos să țineți centura, uite, vezi, pentru că avem Humvee-ul ăsta blindat, noi nici măcar nu avem ce să pățim când cădem la vale. Dacă am fi căzut cu Dacia lui bunicul la vale, până acum eram mort. Acum nu suntem. Ce, bă, ce centură vorbești tu, că nu ai centură la mașina asta? Oh, nu iară, nu din nou. Iară începem. Nu din... Bă, dar te învârtim în continuu. Bă, oprește-te odată. Bă, nu. Da, eu, nu, wow, nu, dar ce se întâmplă? Lume crudă. Ia-mă cu tine, lume. Ia-mă, du-mă mână, în ceruri. Frână de mână, ajutor. Du-mă la Allah. Stai, că nu se mai oprește. Valeu, ce ne duci? Ne ducem tare de tot. Aoleu. Eu apăs pe butonul ăsta pe care zice boom. Ce buton pe care zice boom? Stai, nu apăs. Nu știu, eu înainte. Frate, suntem blocați aici, bro. Trebuie să găsim cumva să ne ridicăm sus pe deal, că după asta e singurul nostru scop, că așa vor dușmanii noștri. Bă, nu cred că mai e un deal. Eu cred că e un munte. Trebuie să ne urcăm pe muntele ăsta. Uite, am scos hammerul ăsta 6x6. Asta sigur e mai bun. Trebuie să-l conduci tu, ras, vezi? Ok, să... am înțeles. Și trebuie să te urci pe sus. Uite, dă cu fum albastru. Vezi, e super fain. Mamă. În sus, wow! În sus, în sus, în sus. În sus, ai grijă, ai grijă să nu cumva să ne răsturnăm. Dă-i în sus. Ne răsturnăm, că eu știu să conduc bine. Așa, că eu uite. Am luat carnetul. Ia uite ce urcă. Ce urcă, ce urcă bestia. Da, stai, nu-i da foarte tare ca să noi, da, nu ne încet. Dezechilibrăm. Încetul cu încetul se face treaba aici. Așa zicea și bunica la țară, că încet. Dar încet de ce mergem cu ușile deschise? Că e mai aerodinamică. Ah, ok. Și urci mai ușor. Uite, cred că chiar am reușit. Am reușit, am ajuns la drum. Uite, vezi acolo, departe pare să fie o benzinărie. Băi, unde te duci? Urc muntele! Stai, frate, că puteam să ne oprim acum. Doamne, colom de la dar capăt. Dar suntem încă aici. Bă, uite că merge. Bă, stai, bă, că suntem pe drum, e autostradă aici. Unde te arunci? Pe, urci pe... Bă, ai zis să urc, eu urc. Urci Spider-Man pe pereți, ce faci aici? Bă, eu urc tot ce văd, urc. Eu urc până acolo sus. Stai. Până la doamne, doamne, urc. Stai, frate. Că cred că urci prea mult. Bă, urci scările spre rai. Doamne, iartă-mă, unde mă duce copilul ăsta? Highway to hell. Uitați-vă și voi. I'm on a high. Oh! Bă, pierdem controlul, pierdem controlul. Pierd controlul, că tu nu faci nimic. Tu stai și te uiți la mine și plângi. Ba da, că zic ce ai de făcut, uite, sunt... Bă, noi avem geamuri fumurii pe interior. Tu nici nu vezi pe unde conduci, bă. Bă, păi de ce crezi că tot urcăm pe munte? Doamne, iartă-mă, bă, uite-te cum e aici înăuntru, bă. Bă, așa e aici, așa e fain aici. Ia, place. Uite-te în ochii mei să văd măcar dacă poți să vezi ceva. Bă, nu văd absolut nimic. Acum am putea să fim în apă și iar eu nu văd nimic. Stai că ne răsturnăm! Nu ne răsturnăm, a trebuit să scăpăm de bă, cantitatea de oxigen. Avem o gaură sus în tavan, poate putem să vedem acum. Bă, poate în sfârșit intră niște aer, că cred că gata. Mi s-a atât creierul. Uite, de la chiar cât am urcat, chiar am urcat, am ajuns da, de unde am plecat. Da, suntem, yay, suntem pe ăsta. Woo! Stai, frate, că cădem pe cealaltă bă, parte. Bă, o râpă! Cădem în râpă, bă! Doamne, iartă-mă, ce se întâmplă aici? Domnul meu, a fost un drum lung. Uhuhu, da, mă vârc așa orma, ca carnea la așa orma pe grill. Doamne, iartă-mă, aici a fost atâta. Uite unde am ajuns, frate, suntem pe cealaltă parte de deal acum. Tu vezi ce abrupt e în sus? Da, ea e infinitul de mare acolo și uite-te ce abrupt e în sus, zici că suntem pe Himalaya, bă. Asta este pârtia dealul negru. Băi, dealul, chiar că pârtia dealul negru. Hai să încercăm să vedem dacă putem să urcăm și pe aici. Dar stai, bine. Să-ți fac o ajustare, tura. Spargem geamul ca să vezi pe unde mergi. Că de aia am căzut acolo. Gata, s-a spart, uite. Acum vedem. Doamne, ce abrupt e pe aici. Ai grijă cum îi dai cătura asta. Doamne, Dumnezeu meu. Poate... Porniți reactoarele nucleare, dați-i dă-i tare.
tare, dă-i tare! Nu mai urcă? Nu mai urcă? Ba da, bă, de ce crede că nu mai urcă? Stai, trebuie să o prindem atunci, trebuie să o securizăm. Aaa, am căzut din mașină, prea tare! Stai că o securizez. Bă, ce fum e albastru aici jos! Vezi că ăla e fum cu dioxid de pentanium. Am căzut tare de tot. Nu mai ajung la tine. Vin după tine, hai! Stai, bă, că frate, trebuie să sunăm la serviciile de urgență 112 și să cheme un elicopter să ne salveze. Numai Salva Montistu poate să ne salveze. Bă, eu cred că trebuie să sunăm la serviciile de urgență trebuie să facem un campfire extraordinar de mare acum. Haide, dă-i drumul. Acum, campfire extraordinar de mare. Deci, n-am lemne, dar pot să aduc foc. Wow! Bun, cred că e suficient de mare. Cred că o să ne vadă cu flăcările astea. Hai să vedem. Uite, vin Salva Montisti, fă-le semnal, Mihai, cum să aterizeze. Aici! Aterizați aici! Așa, vezi că e foarte abrupt. Aici! Ba, nu, zău! Bă, stai că cred că le e frică. Bă, ce fac bă ăștia, bă? Doamne, ar fi salvă! Trag în ei. Nu trage! Nu trage, am zis, bă, ce faci? Veniți, ai mă salvat sau vă împușc și băbuim cu toate! Bă, eu cred că asta încearcă să vină să ne salveze, dar e greu să aterizeze aici, îți dai seama, nu? De ce? Că nu e pământul plat. Bă, nu e nicăieri pământul plat. Pământul e rotund. Ok. Uite, aterizează. Urc, nu stai, pot, bă! Aterizează pe mine. Stai. Coboară, bă. Ia-mă și pe mine. Acum încearcă să aterizeze, stai așa. Fă-le semnalul. Aici. Așa, ce semnal așa, să le fac? Unde să aterizeze, unde e cel mai plat? Uite, au aterizat. Sunt în el, dați-i, domn conductor. Au reușit să ne ia. Am scăpat, este, bă. Mă scuzați, bilet aveți? Ce bilet? Stai așa, cum adică? E de călătorie. Bă, ăștia cred că sunt hoții deșertului, bă, ne-au păcălit în tot timpul ăsta. Bă, dă-mă jos, mă arunc, nu pot. E încuiată ușa. Bă, e încuiată ușa, nu mai putem să scăpăm de aici, am încurcat-o tare de tot. Bubuim. Nu bubui acum că cădem iar în prăpastia asta mare. Păi și când bubuim? Nu știu. Acum? Nu, stai să se ridice deasupra, dar vorbește mai încet ca să nu ne audă. Cum? Acum, bubuie el! Yeah, bă, ce se întâmplă? Am deschis ușa! Sar pe ușă! Doamne, am reușit! S-a dărâmat, am scăpat! Gata, frate, gata, uite, în sfârșit am scăpat! Uleu, ce bă! Ce s-a scăpat, bă, că uite-te la ăștia cum sunt toți aici, fugi! Stai, că am un plan, vino cu mine! Îi călcăm cu super hammerul tankul, ia uite-l! Oh, da, baby! Ia uite cum îi călcăm acum! Dă-i pe ei! I-am călcat pe toți! Calcă-i pe toți! Fugi! Stai că m-am blocat puțin, dar îi mai calc o dată, ce, nu le arăt eu lor? Fugi, bă! Îi mai calc o dată, dacă ne pune unul vreo bombă! Cum să ne... Ne-a pus bombă! Nu poate așa ceva! Nu mai pot, fugi, m-am blocat că aici! Mai merge. Sunt blocat pe ei, bă, dar ce face? Ne pune bombe multe! Bă, pune grenade, ne aruncă grenade aici! Wow! Bă, eu nu mai cred! Am căzut jos, sub el. Gata, bă, am reușit să scăpăm. Gata, frate. Da, haide, înainte. Uite ce aventură frumoasă am avut în deșert, bă. Spune tu dacă nu-ți place. Bă, stai, da, că nu mai văd drumul în față. Bă, ce ai asta? Nu mai vedeam drumul în față, am crezut, Doamne, că... Doamne, spune ce am greșit. Bă, tu te-ai despărțit de mine. Mai sunt doar da, în mașină. Da, eu am coborât. Aoleu, păi de ce m-ai lăsat singur aici? Păi ce era să fac? Bine că mai am o bucată de mașină, putem să mergem la cel mai apropiat oraș. Nu te văd. Mai jos. Urmăresc bucățele de mașină. Eu merg liniștit până ajung la cel mai apropiat oraș, dacă vrei să vii, ești invitat. Bine, vin acum. Dar mașina asta e foarte bună, să știi. Se ține foarte. Eu am mașină 4x3. Oh, adică ce? Merg 3 proști cu ea? Da, și 3 dintre ei ești doar tu. Dar eu nu sunt în mașină, eu sunt în mașina mea, care e 4x2, care e 2 proști. Păi și este doar 2. Să mă prinzi odată sau ce faci? Eu nu înțeleg de ce merge în continuare așa repede. Mai încetinește și tu. Da, eu mă duc la cel mai apropiat oraș că nu mai am multă benzină. Păi, și dacă încetinești? Nu mai ajung. O să ai mai multă dacă mergi repede, nu? Da. Că nici nu te mai văd la cât de repede ai mers. Păi, te-a vină, bă, după mine, prinde-mă o dată. De ce n-ai venit, ai rămas în mașină când am căzut de pe deal? Aia te întreb. Mă, mai da, oprește-te, mă, omule, odată că te văd. M-am oprit. Unde ești? În spatele tău, văd cum sunt cu mașina. Ok. Vezi ce repede merge mașina mea, bă? Wow, dar cu ce trabant ai venit?
venit aici, prietenul meu. Bă, eu măcar am uși. Mie nu mă bate vântul în față. Lasă eu am că la mine, viață. Uite, uite, vezi, în față este ceva construcție. Trebuie să mergem repede. E miraj. Trebuie să mergem să vorbim cu oamenii. E un mega miraj. E mega imaj aici. Mega mirajul. Uite, frate, uite, e gas station ăsta în față. Trebuie înăuntru și le cerem ajutor oamenilor că nu putem să mai mergem cu mașinile astea. Uite ce n-aș să... Da, păi am trei roți și m-am mers așa de atâta timp, bă. Stai așa, prește-te aici. Prefăte că bagi benzină. Prefăte că alimentezi. Bine, 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 bine. Bună ziua, am venit să alimentăm. Bă, uite ce Ferrari fain e aici. Uite ce Ferrari fain e aici. Vine către noi, e destinul. Stai, îl furăm. Stai. Să nu-și dea seama, hai înăuntru. Bă, vino aici repede, cumpără un corn, un chips, ceva. Cumpăr care duma banane. Bună ziua, fă-te că te uiți. Banană, vreau banană. Băi, nene sus, acesta este un jaf, vrem toate chipsurile dumneavoastră. Dă-i, repede, fugi după el, prinde-l. Prinde Ferrariul. Dă-i, pe drum. Mamă, cum o să meargă ăsta. Mamă. Dă-i tare, dă-i, ține drumul, reușești să ții drumul, da? Da, mă, cum să nu. Bă, ce faci, mă, că zburăm? Bă, nu mai... A ieșit cu fundul. Te văd, tu nu mai conduci acum. E bine, lasă. Ok. E tot în regulă, că asta așa. Așa mergi cu Ferrariul, dar știi, când tu n-ai bani de Ferrari, n-ai de unde să știi. Da, așa e, dă-i așa continuare. Mergi cu Ferrariul meu. Dă-i în continuare, frate, dă-i, nu te opri. Bă, stai, bă, era să intri în... La capătul drumului ăstuia... Este moartea! Doamne, ferește, bă, ce faci? Mai bine nu furam Ferrariul. Nu mai avem o roată, bă. Păi dacă păstrai una din alea trei pe care le aveai tu, aveai cu fundul prin mașină. Dă-te jos, că nu mai merge asta, bă. Mai aveam și Porsche-ul ăsta de rezervă. Ok, ăsta era Porsche-ul meu. Porsche de rezervă. Ăsta... Scrie numele meu aici. Da? Unde e? Scrie. Da? Uite aici. Stai, mă. Încă merge, nu e nicio problemă. Hai, zic și eu. Gata, l-am reparat. Gata, fii atent. Go. Tura asta, uite, e Porsche 911. Vezi? E Porsche de poliție. Wow. Bă, dar nu pot să-l control... Ia curbele foarte greu, dar în rest e foarte... Bă, dar ce se întâmplă, mă, cu Porsche-urile astea? Ce se întâmplă cu ele? Bun, gata. Acum ai o groapă, băi, sigur, ok. Hai că sigur de aici să... e drumul drept. Dar ce, că se dărâmă tot la primul deal pe care le-am, se dărâmă n-are tot. N-are suspensie, foarte joasă mașina. A, da, și de-aia ies eu prin parbriz de fiecare dată. Urcă-te în ăsta, că sigur e Porsche de încredere. Ia uite cum se stă în el și cum se conduce. Ăsta se conduce cu picioarele. Ia vino să vezi. E? Ia să văd. Îți place cum se stă? Ce se întâmplă? Ăsta e... am înțeles. Ăsta e Porsche adevărat, prietene. Ia fi atent. Și cu ăsta luăm și curbe și luăm tot ce ne trebuie. Gata, că am stabilizat-o. Ți-mi-a rupt în două. Tu mai aveți jumătate de Porsche. Deci ce aia? Bun, am ajuns la capătul deșertului. Uite, e fix în față. Trebuie să mergem pe jos. Nu mă mai urcă nicio mașină. Haide. Bine, hai. Bă, uite, am mai găsit două Porsche-uri pe drum. Da, frate, ce să stea, bă? Urcă-te în ele, bă. Hai să vedem că cu astea ne duc la aeroport. Trebuie să mergi pe aici, după mine. Vin așa. Astea sigur țin. Vezi? Ce bine țin astea. Ți-a căzut o parte de mașină. Nu mi-a căzut bă nimic. E toată mașina aici. Tu nu vezi? Au! Au, aleu, mamă! Gata. Bă, ce să văd, bă? Gata, am ajuns. Gata ce? Eu am ajuns. Bă, stai, bă! Uite, frate, am găsit, bă, asta e pista deșertului, vezi, cu scările, trebuie să te urci așa, să ai grijă, e foarte abrupt, că nu zboară foarte multe. Plutește tot. Așa plutește în deșert și de aici... Bă! Trebuie să ai grijă mai multă când sari. Bă, am o idee, ce-ar fi să sărim cu un Porsche? No, bine, gata, sărim așa, pur și simplu. Așa credeam și... Gata, am ajuns. Așa, și acum... Fii atent, turnul de control, îl vezi? Asta e problema. Că avionul ăsta, dacă pleci din deșert, trebuie să-l conduci tu. Adică o să-l conduc eu, că eu am permisul de avion. Și trebuie să ai grijă să decolezi înainte să te lovești de turnul de control. Dacă te-ai lovit, rămâi aici pe viață. Unde? Nu te văd. Mă încerc să mă uit în jurul meu, dar nu te văd. Sunt în cală. Trebuia să am un copilot aici, bă. Tu crezi că pot singur să decolez sunt de în cală, sunt în coada avionului eu. A, te văd. Bă, ce bine stai acolo în coada avionului. Ești la turelă pus, da? Și copilotul? Yes. Copilotul meu cine e? Azi că sunt tot eu, vine. Eu am comandat un avion de ăsta mare ca să avem, să zburăm bine cu el, știi ce zic? Wow, stai, wow. Am reușit. Aoleu, cred că am răsturnat turnul de control, ia uite-l cum se răsturnă. Lasă că nu mai contează. Bă, ne-a fugit un motor, nu știu dacă ți-ai dat seama, pe partea stângă n-avem un motor, ne trage avionul în stânga. Bă, fă ceva. Cineva trebuie să iasă pe aripă să-l repare, nu eu. Yes, eu.
Ieși, du-te pe aripă și repară-l. Acum. Te-ai dus? Bă, nu o să putem să ne înălțăm. Dacă nu te duci acum, o să... Cum să mă duc? Ajutor! Ajutor! Bă, stai. E bine, bă. Hai că n-am explodat. Eu sunt încă aici. Da, bă, da. E foarte bine. Oh, mă lua!